Bine v-am găsit la interviul DC News. În Val Vâlcu discut cu Daniel Bombeș, primarul comunei Constantin Daicoviciu. Domnule primar, bine ați revenit. Bine v-am regăsit. Bună ziua, dragi emisiunea noastră. Bine v-am regăsit. Cum a fost de un an de zile sunteți implicat în acest dumneavoastră comuna în proiectul Brua? În ce stadiu se află această autostradă energetică? Pentru noi este chiar într-adevăr de bun augur faptul că tranzitează rețeaua Brua pe terenul comunei noastre. Mă bucur că au fost relații foarte bune cu reprezentanții de la Transgaz, cu reprezentanții de la districtul zonal Lugoj, cu toți cei care s-au ocupat de implementarea pe teritoriul comunei noastre a acestei lucrări. Noi ne-am străduit să fim foarte operativ în tot ceea ce a ținut de documente de la primărie, documente referitoare la cetățeni pentru a primi subvențiile referitoare la tranzitarea acestei rețele de conductă pe terenurile oamenilor. Dar pentru comună ce a însemnat? Mă refer din punct de vedere economic sau... Din punct de vedere economic pot să spun că oamenii sunt bucuroși, cei care au terenurile pe perimetrul lor unde trece conducta Brua, pentru că au primit subvenții pentru terenul ocupat, subvenții pentru cultura afectată. Pot să spun că cei care au cultivat terenul sunt cei mai buni beneficiari, pentru că au fost despăgubiți într-o sumă mai mare pentru cultura afectată. Pentru ocuparea terenului este subvenția mai mică, dar toată lumea a fost mulțumită de aceste subvenții. În ce stadiu se află lucrările? Stația de... Aici, bun, e o curiozitate, să spunem. Stația de comprimare este pe zona comunei dumneavoastră și figurează, are un alt nume. Probabil dintr-o eroare de interpretare de localitate, să zic în felul acesta, la momentul când s-a făcut studiul de fezabilitate, eu am semnalat acest aspect, dar lucrurile erau poate prea avansate ca să se mai modifice ceva. Într-adevăr, denumirea locației stației, printr-o eroare, s-a dat denumirea de localitatea alăturată, localitatea învecinată. Ea se află, de fapt, pe terenul administrativ al comunei noastre, în localitatea Zăguzeni. Dar nu deranjează cu nimic, doar așa că... Pot să spun denumire. Că nu ne deranjează, nu ne încurcă. Nu, faptul că a primit alt nume, nu vă reduce din... Nu ne încurcă, doar ca publicitate, să zic în felul ăsta. În loc să fim favorizați la publicitate, comuna noastră se pomenește numele comunei, numele localității învecinate. Dar toate avizele, toate documentele, reprezentanții de la Transgaz le-au primit de la noi, din comuna noastră. Noi nu am ținut cont de acest aspect, pentru că, v-am spus, relațiile sunt foarte bune. Tot timpul am cooperat să primească avizele repede, să demareze lucrările foarte bine. Dar în ce stadiu sunt? Iarăși întreb că... Referitor la această stație de comprimare, este finalizată 100%. La finalul lunii septembrie va fi inaugurată, dându-se în folosință de la 1 octombrie. Va fi o comisie de la Bruxelles, de la București, de aici. Vor fi reprezentanți care vor participa la inaugurare. Pentru noi va fi un lucru foarte bun, pentru că se află pe raza comunei noastre. Apropo de Bruxelles, o parte importantă a proiectului, o sumă însemnată, vine nerambursabil de la Uniunea Europeană. S-a simțit în ceea ce privește, nu știu, locuri de muncă, la nivelul comunei. Bineînțeles că aceste subvenții care au primit oamenii, pe care le-au primit oamenii pentru suprafața ocupată sau pentru cultura afectată, face parte din bugetul proiectului. Locuri de muncă, doar firmele care au lucrat la acest proiect au făcut angajări. Avem persoane din comună care lucrează acolo în funcție de calificările sau cerințele care le-au solicitat firmele respective. Încă nu este trecută lucrarea în subordinea Transgazului. Deocamdată se lucrează de către firma care se ocupă de contract.
de construcția stației. Apropo de această vizită, pregătiți, puteți să ne spuneți așa, pregătiți ceva special pentru cei de la Bruxelles, pentru oficialitățile care v-au... Nu au fost pe la primărie. Nu, dar când vor veni acum, îi așteptați cu ceva special? Noi tot timpul suntem deschiși ca să primim vorba oaspeții cum se cuvine la noi în România, cu brațele deschise, fără problemă. Ce alte proiecte aveți în vedere? În derulare. În derulare avem proiecte pe PNDL 2, avem alimentare cu apă pentru 4 localități, practic prin acest proiect de alimentare cu apă finalizăm rețeaua de alimentare cu apă pentru toată comuna, avem rețea de canalizare finanțată, contractată pentru lucrări, pentru canalizare pentru 4 localități, Căvăran, Maciova, Peștere, Mândnicu Mare. Avem în derulare lucrări de asfaltare a 9 km de drumuri vicinale. Avem în derulare finalizată licitația pentru asfaltare de străzi, tot pe PNDL 2. Asfaltare de străzi, cele restante, 9 km rămase neasfaltat din totalul rețelei stradale de asfaltat din comuna noastră. Mă întreb pentru că era riscul, sau erau voci care contestau PNDL-ul. Iată rezultate concrete. Pot să spun că se derulează foarte bine, am avut tranșe de plată acceptate, plătite. Nu vreau să-l închidă la Parlament, nu mai doreau să existe programul. Eu sper să nu se ajungă la treaba asta, pentru că întreaga țară are nevoie de fonduri pentru proiectele care sunt finanțate, pentru proiectele care sunt în derulare. Sunt beneficiari tot cetățenii. Cam ce valoare au proiectele pe care le dezvoltați? Pentru alimentare cu apă, valoarea este de 1,5 milioane de euro, pentru canalizare 2,5 milioane de euro, pentru asfaltare drumuri vicinale aproximativ 1 milion de euro, pentru asfaltare străzi 9 km, iar aproximativ 1 milion de euro. Mai avem în derulare, pe fonduri europene, baza sportivă pe care am obținut finanțare, pentru care suntem în perioada de licitație pentru lucrări și sperăm să dăm drumul cât de curând, după avizarea licitației de către AFIR, să dăm drumul la lucrările de construcție. Pregătire pentru baza sportivă. Dar ce, aveți tineri? Sunt mulți tineri care să folosească această bază? Da, tineri avem în comună, tineri chiar doritori de sport, pentru că din bugetul local am alocat fonduri pentru amenajarea unui teren sintetic de fotbal, de mini-fotbal. Avem tot la fel de bine în altă localitate, în Căvăran, în centru de comună, alocat bani de la buget ca să amenajăm un complex de agrement sportiv cu bazin de noci, cu teren sintetic de fotbal. Deci facem tot ce se poate ca tinerii din comuna noastră să beneficieze de toate facilitățile sportive, să poată să-și desfășoare activitățile sportive sau recreative în comună la noi. Și dacă mergem la cealaltă extremă de vârstă, facilități medicale, dispensar? Da, la capitolul acesta stăm foarte bine. Stăm foarte bine pentru că suntem o comună binecuvântată, să zic în felul ăsta, de Dumnezeu. Avem medici care... Deci avem un centru de permanență medicală în comună, care deservește 3 comune și avem 5 medici care deservesc activitățile sanitare pentru activitatea din centru de permanență medicală. Activitatea centrului de permanență medicală este foarte benefică, foarte bună pentru cetățeni, pentru locuitorii din cele 3 comune, plus pentru persoanele care tranzitează comuna noastră. Cum ați reușit să-i mențineți pe cei 5 medici? Că mulți se plâng că nu vin în zona... Din bugetul local noi asigurăm doar întreținerea spațiului, clădirii, tot ceea ce ține de utilități, reparații. Salariile medicilor de familie sunt suportate de către Ministerul Sănătății, deci prin Casa de Sănătate. Da, e mare lucru că ați reușit să-i mențineți în acest centru de permanență. Nu toate Înainte de a fi localitățile au, nici chiar cele mai mari.
înainte de a fi primar, am fost asistent medical. Cunosc ce înseamnă sănătatea omului. Chiar mă lupt pentru ca oamenii din comună să fie sănătoși, să beneficieze de cât mai multe beneficii din punct de vedere medical, mai ales cei în vârstă, pentru care deplasarea este mai greoaie, să se ducă să stea, să fie programat în altă localitate sau la alt medic, când pot să vină în caz de urgență repede la centru de permanență. Este foarte important verificarea periodică a sănătății cetățeanului. Cred că este cel mai important lucru, ca noi, dacă ne verificăm în fiecare an sănătatea, cum stăm cu tensiunea, cum stăm cu diabetul, putem preveni foarte multe boli. Domnule primar, vă mulțumesc mult și să ne vedem tot cu vești bune. Mulțumesc mult! La revedere!